Micii acarieni care trăiesc pe fețele noastre și se ocupă de curățarea porilor sunt la un pas de extinție, o arată un nou studiu. Conform Digi24.ro, în timpul nopții, organismele care au o lungime de 0,3 mm părăsesc porii în căutarea unui nou folicul de piele pentru a întâlni un partener și a se împerechea. Un studiu recent a descoperit că acarienii s-ar putea confrunta cu o problemă serioasă și asta pentru că ADN-ul lor se erodează, ceea ce înseamnă că sunt aproape de dispariție. Peste 90% din oameni sunt gazde pentru acești acarieni și le oferă un cămin încă de la naștere și asta pentru că se transmit în timpul alăptării. Un doctor de la Universitatea din Reading, coautor al studiului, spune că ar trebui să fim recunoscători pentru că oferim acarienilor o casă și pentru că avem o relație atât de intimă cu ei. Sunt foarte mici și drăguți, nu este nimic îngrijorător în privința lor. Ne curăță porii și îi mențin netezi, a mai spus ea pentru Radio 1 Newsbeat. Nu trebuie să-ți faci griji, fii fericit că ai o mică creatură microscopică care locuiește cu tine, ei nu fac niciun rău. Studiul arată cât de strânsă este relația noastră cu ei, dar a descoperit și că acarienii au și cel mai mic număr de gene în comparație cu orice insectă, arahnidă sau crustacee. Gena care protejează corpul acestuia de lumina ultravioletă a fost pierdută, iar aceștia sunt activi doar noaptea. Noaptea, în timp ce dormim, ei vizitează porii pentru a face sex și a se înmulți, spune doctorul Perotti, relatează Digi24.ro.